Prieteni, sunteți drept la țintă! Celebrul Gazit de Mirelă, stabilit în România de vreo 7 ani, actor, artist, ziarist, om de televiziune, a promis în urmă cu ceva timp în emisiunea noastră că va face duet cu o faimoasă româncă. Nu știți despre cine este vorba? Nici nu veți ști decât după piesa aceasta. Gazit de Mirel și o faimoasă româncă, cea care va dansa oriental în emisiunea noastră. Vermezsin Allah, biri biterken öbürü de başlar, vermezsin Allah. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım Allah. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım Allah. Yok mu çaresi dostlar, fe subhanallah. Yok mu çaresi dostlar, fe subhanallah. Ve subhanallah. Ye leyli ye leyli ye leyli ye leyli ye leyli ye Yok mu çaresi dostlar, ve subhanallah. Yok mu çaresi dostlar, ve subhanallah. Simona Florescu și Gazi de Mirel în platoul nostru, împreună cu fetele din haremul de Mirel. Bună seara, Gazi! Bine ai venit! Bine am găsit! Simona, sărut mâna! Ce ipostază! Ce surpriză pentru toată lumea, vă rog să luați loc, așadar. Bună ziua, bine v-am găsit. Noi, bine ați venit. Are un soț grec, dar s-a dat cu turcii. Și pentru amatorii de cancan, bănuiesc o ipostază extrem de interesantă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să fiți paparațați. Da, și să existe tentative de așa, nu șantaj, amenințare sau ceva de genul ăsta.
Nu, nici șantaj, nici amenințare. Ne-au sunat la un moment dat de la o revistă. Chiar eram în studio la Mihai Alexandru, că noi cu el lucrăm, cu Mihai Alexandru, și înregistram. Și sună și zice, știți, avem un material cu dumneavoastră, dar vroiam să vă întrebăm, despre ce este vorba? Păi, ați fost văzută la o șaormerie cu un arab. Au, asta e grav. Da. Și era PR-ul nostru alături și zic, vi-l dau pe PR-ul meu să vorbiți, să vă spună, să vă dea toate amănuntele. Zice, am văzut-o la o șaormerie cu un arab, dar noi știam că este cu un grec. Zice, nu e cu un arab, era cu un turc. I-ați băgat în ceață și mai rău. Și a spus că este vorba de o colaborare și am văzut că n-a mai apărut nimic în presă. Deci publicația a renunțat pentru a nu se face probabil, de rest. Probabil, nu știu, sau poate că urmează, nu ai știu. Ai o trăbdare, cred, mai mult, ca să se observe exact. Prima la mână vreau să spun martișor frumos, să rămână pentru domnule. Și la mulți ani pentru Canal D, au plinit 5 ani. Vă doresc în continuare să fiți așa cum sunteți, place la tot lumea și sunteți tare și felicitări și la tine, Madalina. Dar revenim la Simona. Exact. Bun, n-ați apărut în presă ca potențial iubiți. Dar cum dai remarcat-o? Cum ați început să colaborați? Dacă vrei adevărul, tu ești vinovat în chestia Paul. Asta, Madalina. La tine aici ne-am când ne-am am fost aici cunoscut. Cu Haremul de Mirel, la tine la emisiunile tale. Atunci am cunoscut pe Simona aici. Restul se zice ea, dacă a vita ceva o să contrazic din partea ta a fost dragoste la prima vedere. Deci și Hristos Iisus a zis, vă iubiți, noi vă iubim pe tot. Da. Am înțeles. Bun, și ți-a venit ideea atunci pe loc să colaborezi cu ea când ai văzut-o? Nu, pe loc. Deci noi ne-am cunoscut aici la tine. A venit Gazi în cabină, eram cu Ioana, chiar se împlinește un an. Și hai să facem poze. Am făcut poze, după care, după câteva luni, ne-am văzut la o petrecere, unde eram invitați și eu și Gazi cu soția, fără să știm că suntem acolo, că vom fi acolo împreună. Și s-a făcut că prietena mea este căsătorită cu un turc. Ei veneau din partea domnului și eu din partea doamnei invitată. Și Gazi la un moment dat a început să cânte o melodie și am zis hai să încerc și eu. Am luat microfonul, m-am dus lângă el, am început și eu să fredonez și prietenii au spus, da, ce ar fi să faceți un duet, că vă stă bine și vocile sunt compatibile și ar și așa, fi super. Și așa s-a născut ideea. Așa s-a născut ideea. Dar ai învățat limba turcă? Am învățat. Bine. Am învățat deocamdată să pronunț cuvinte așa foarte multe, nu știi, cunosc. Știi ce înseamnă fiecare vers din piesele pe care le cânti? Nu știu ce înseamnă fiecare vers, dar știu ce înseamnă cântecul. Care e mesajul? Care e mesajul cântecului, exact. Am făcut și texte în limba română, deci textul care o să-l auziți acum, cel care urmează, este făcut de mine și PR-ul nostru. De exemplu, Gazi, am înțeles că tu știi să cânti Trandafir de la Moldova. Da. Aseară au prins bine, Adrian. Da, am zis un cuvânt. De fapt, știu să cânt, dar în curând o să apărăm cu o să avem și melodii românești. Extraordinar. E un balat, e vechi, e o poveste de intri în suflet așa. Vreau să cânt ceva care o să fie mare și greu. Nu vreau să cânt ciobănaș ceva care merge așa drept, știi? E prea cântat. Era chiar o melodie, era aia. Dă-mă, mamă, după ghiurii, da, după ghiurii. Noi o să zicem, dă-mă, mamă, după Gazi. Dă-mă, mamă, după Gazi. E o poveste extraordinar care totdeauna povestește soacra mea, Florica Boieru din Fundem Frunzunești, care totdeauna zice și îmi place extraordinar. Și ea cânte rasă, extraordinar cânte. Și soția mea, Mariana, a făcut textul cum trebuie de la linie melodiile. Și da, vorbești de balada. Va fi o bombă. Da. Veți face un album împreună? Da, asta intenționăm. Deci noi lucrăm.
Suntem foarte obosiți pentru că am lucrat foarte mult și ne-am întors noaptea târziu de la studio. Foarte obosiți sunt. Dimitris știe? Dimitris știe, bineînțeles. Stai și da. Grec și turc e vecin, cum suntem și cu voi. Da, pe vremuri nu era bine când erau vecini, acum s-a mai reglat treaba. La noi este o vorbă, dacă cineva dă ceva emanet, noi avem grijă tot de una la emanet. Tot de una. Da. Așa, vreau să zic că am personal 86 de melodie. Este dintre ele care și engleză și românește, și românește și turca, românește arabă, pentru că eu știu și limba arabă, când și să arabește. Să nu spui că Simona va cânta și în arabă. Nu se știe, ba e da, o surpriză o să fie. Arabă. De ce nu? De ce nu? Bine, arabii au câteva piese foarte deci tari. Eu când m-am ascultat pe Simona, e o caracter cu caracter foarte bun, e curată, nu care piesa acolo pe acolo face scandal. Iartă-mă cu limba stradă cu 2 lei. Da, eu m-am hotărât că se fac cu ea duetul asta ca să se fie tot bun. Vocea vine bine cu liniile de turcești, cred că și cu arabește. Dacă vine odată și vorbește cu tine jumate oră aici arabește, să nu intru în joc, Madalin. Am înțeles. Serios. Și vrem să... Mulțumesc mult. Noi n-am prezentat, noi prezentăm da. Bandul nostru care se numește Demirel. Și deci este care șef orchestra noastră Teodor Mazila Nucu, este Titi, este Fane, este Dan și este Gigi. Și fetele care nu sunt cunoscute. Și fetele care fetele care este din haremul Demirel. Simona, ai început să dansezi oriental. Te-am văzut. Da, eu am vrut asta. Eu am vrut. Probabil că multă lume a interpretat. A, Simona a intrat în harem. Nu, eu... Să facem o diferență. A fost un joc frumos și o surpriză. Dar vei învăța să dansezi și mai mult da, oriental? Da, sigur că da. Deci, eu cred că un cântăreț pe scenă trebuie neapărat să se miște. Și de ce nu? E foarte frumos. Dansul oriental este un dans foarte frumos. Hai să vă mai auzim cântând. Vreau să spun ceva pe scurt așa. Madalin, tu ai anunțat cum ai început intrarea noastră. În curând, cu mare compozitor în România, Mihail Alexandru, avem o piesă, se numește Leila, dar prin engleză, da, frumos. Leila. Ăla care o să fie hit în tot lumea, nu numai în România. Și promitem că o să venim la tine aici și o să facem piața bomba. Și Leila, și duetul noastră, și în viitor cu bandul Demirel și cu haremul Demirel, și cu album și cu petrecere. E în regulă, te șecuri. Da? Exact, bravo. Simona Florescu și Gazi Demirel. Senin yüzünden dünyayı bir kulağa
senin yüzünden dünyayı. Telafisi olmayan en büyük hatam benim, senin yüzünden dünyayı bir kula satan benim. Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim, senin yüzünden dünyayı. Telafisi olmayan en büyük hatam benim, senin yüzünden dünyayı bir kula satan benim. Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim, senin yüzünden dünyayı. Mulțumim foarte mult, Simona Florescu și Gazi Demirel, un nou cuplu muzical, anunță bombă după bombă, vor face un album împreună. Mulțumim și fetelor de la Haremul Demirel și bandului Gazi Demirel. Numai bine, succes!